Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de vineri 25 decembrie. Hai să vedem ce v-a adus moșul ieri, ce cadouri ați primit, ce v-ați dorit sau ați fost pe lista de copii răi. Lăsați-mi în comentarii, hai să vedem. Pentru dragoste, pentru sănătate, pentru bani, carieră, situație financiară. Ok, păi se pare că moșul a fost darnic cu toată lumea, pentru că aici, pe situația de dragoste, avem nebunul, avem un nou început. Fie că e vorba de cei singuri care poate au cunoscut pe cineva sau sunt dispuși într-un final să înceapă din nou căutarea pentru un partener-parteneră, această carte vine cu foarte mult potențial, dar cere de la voi un singur lucru, să aveți încredere, să pășiți cu încredere în necunoscut. E posibil ca acest nou început să vină pe o cale neobișnuită, pe o cale uraniană. S-ar putea să fie cu un vărsător, cu un taur, cu oricine ar fi, are foarte mult potențial în spate și este foarte important să porniți pe acest nou drum fără bagajele din urmă, da? Nu cărați după voi deziluziile și problemele din trecut. Pășiți pe acest nou drum cu mare încredere și cu inima deschisă. Pentru cei care sunteți în relații stabile, nebunul vine cu o energie nouă, fresh, regenerantă în relația voastră. E posibil pentru o mică categorie dintre voi să apară aici un copil, poate aflați că o să aveți un copil sau poate în sfârșit ați decis să începeți să încercați să aveți un copil sau poate să însemne pur și simplu o reînnoire a relației. Cei doi parteneri să decidă să acorde mai mult timp, mai mult efort, mai multă energie în relația lor. O energie foarte frumoasă aici pe domeniul de dragoste. Hai să vedem în sănătate. Aici avem Prințul de Inimi, o energie fulgerătoare, care așa cum vine, așa și pleacă. Orice tulburări pe situația de sănătate experimentați azi, e foarte posibil să fie doar o energie de moment și mâine o să vă treacă, o să vă simțiți mai bine. Bineînțeles că dacă aveți anumite probleme cronice de sănătate, nu le ignorați. În orice caz, acest Prinț de Inimi nu are cum să vă aducă foarte multe lucruri negative, ba dimpotrivă, pentru o parte dintre voi s-ar putea să vină cu o ușurare a simptomelor sau a problemelor de sănătate de care suferiți deja. Nu vă faceți iluzii, nu este vorba de o vindecare miraculoasă, este doar energia zilei, este o energie de moment, o energie ușoară, veselă, care mai devreme sau mai târziu o să treacă. Pe sectorul de bani, carieră, situație financiară, aici avem Diavolul, cartea Capricornului. Nu vă speriați de această carte, Diavolul nu este o carte negativă, este pur și simplu o carte care ne arată două opțiuni, două căi pe care putem să înaintăm de aici încolo. Diavolul vine și cu tentații, așa că aveți foarte mare grijă la posibile tentații de terapie prin shopping, da? Să vreți să vă cumpărați foarte multe lucruri doar ca să mascați o problemă sentimentală, emoțională, o problemă în altă zonă a existenței voastre. Dar Diavolul vine și cu o propunere foarte tentantă. Și dacă faceți alegerea corectă dintre cele două opțiuni care apar în fața voastră în această zi, puteți să începeți o afacere, o carieră, o investiție foarte stabilă, da? Pentru că zodia Capricornului este o zodie foarte stabilă, care își dorește să obțină succes material, care își dorește să obțină o poziție bine definită, care își dorește să urce pe scara socială. Energie interesantă, dar aici trebuie să știți să faceți alegerea corectă. Bun, și înainte să finalizăm etalarea pentru astăzi, hai să scoatem și un card din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această energie și dacă v-a plăcut interpretarea mea, să îmi dați un mare like la acest video. Apreciez foarte, foarte mult toată susținerea voastră și chiar citesc toate comentariile. Hai să vedem, mai avem aici o carte care a vrut să sară. Stărui asupra gândurilor pozitive.
Dacă în viața mea apare binele, iar eu îl neg, spunând nu cred, pur și simplu îmi alung binele. O carte care ne îndeamnă să fim deschiși la toate aceste noi posibilități în dragoste, în sănătate, în carieră, în toate domeniile existenței. Fiți deschiși pentru că Jupiter și cu Saturn din Vărsător vor să vă dea ocazii, vor să vă dea oportunități, dar trebuie și voi să fiți dispuși să le observați și să acționați în această direcție. Vă doresc tuturor un Crăciun fericit, vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final și ne vedem mâine. Pa, pa!